Vă salut prieteni, bine v-am regăsit noi membrii ai canalului, butonul alătură, te abonați noi, mesaje multe, deci mergem înainte că e treaba bună, ca să zic așa. E, vorbim așa în general despre lucruri, ce se întâmplă, cum și unde, joacă și echipa națională sâmbătă, normal că voi fi pe stadion ca un român adevărat, e, sper să măcar să marcăm și noi un gol la mai mult nu, deci ăsta e obiectivul pentru sâmbătă seară, să dăm un gol. Dacă o fi un gol mai mult ca ei, Doamne ajută, dacă nu, asta e. Și mulțumiți cu ceea ce suntem, vedem și Dinamo care să se scufundă pe zi ce trece mai, din ce în ce mai adânc. Ultimele două știri nu sunt deloc îmbucurătoare, o parte dintre jucătorii lui Dinamo cer, au de gând să ceară falimentul clubului. De ce? Pentru că dacă ajungi la în legea insolvenței, dacă ajungi la restanțe către o terță parte, peste 50.000 de lei, persoana respectivă, societatea respectivă, așa mai departe, poate solicita falimentul răuplatnicului. Iar în cazul de față sunt câțiva jucători care au sumele astea mai mult decât plafonul ăsta maxim de primit sau minim, cum o fi el. Și atunci minim, 50 de mii, ce e peste 50 de mii, deja te dăm faliment. Și atunci pot solicita falimentul societății și la revedere cu dinamo. Sper să nu se întâmple. O parte dintre jucători care au fost deranjați de afirmațiile administratorului judiciar că nu vor pleca liber, că pleacă doar pe bani, că nu știu ce și bă, în momentul când uh, vorba lui bunică mea, Dumnezeu să ierte, uh, prostul dacă nu e fudul, parcă nu e prost destul. Și zice, mamă, după ce că e prost să mai cacă și în drum. Cam așa și ăștia. Păi, și lau au ei pe vreun mesip pe acolo din ăștia, din în Steliano Filip ce că e în situația asta. Păi cine să dea bani pe Steliano Filip, Sunteți nebuni? Ricci Grigore. Păi trebuie să dea ei bani. Ai că ei, dacă iau bani ăștia de la Dinamo și sunt forțați să rămână la Dinamo, ar trebui să dea bani ca să îi ia cineva. Că ferească Dumnezeu la ce au jucat anul trecut competițional, nu cred să fie așa bătaie pe Ricii Rici, Grigore și Stelian. Asta cu falimentul, nu știu, că dacă se intră în faliment chiar că nu mai văd niciun ban, adică așa poate o mai bălmăjesc, îi mai prostesc că le mai dă un salariu, le l dă și pe al doilea, hai bă reziliați așa, hai plecați pe zero. Dacă face unul solicitare să intre în faliment și e acceptată, la revedere, devin jucători liberi pentru că e societatea în faliment, dar banii nu-i mai recuperează niciodată și cred că ei vor să forțeze un pic mâna conducărețului iubit și să rezilieze contractele având ultimul salariu plătit cred că în februarie sau în martie. Și s-au adunat datoriile. Eu sunt așa un pic nedumerit că uh, n-am mai auzit nimic de domnul uh, de domnul Mureșan. Absolut nimic. Domnul Mureșan. Bă, n-am mai apărut domnul Mureșan. Nici nu ne spune, domne mai fac ceva, nu mai fac, mai sunt la Dinamo, nu mai sunt la Dinamo. Hai că, bă, nimic. Apare domnul nu văd că mai apare nu știu cine, e, domne, să vedem, să avem investitor, iar apare un investitor potent și puternic. Bă, când o apărea și ăsta, măcar să apară, să dea banii, să plătească datoriile, să înscrie echipa la divizia B, să vedem ce jucători rămân la Dinamo, că și aici e o mare problemă, că mulți au zis că ei vor să plece. Nu știu, liber, neliber, pe bani, am văzut că Rapidul face, a făcut ofertă, am citit în ziar, nu știu dacă e așa sau nu, ofertă pentru bani, Ahmed Bani. Păci că au vorbit direct președintele, președintele nu președintele, patronul Rapidului, cu ăla, cu nu ăsta ca ai administrat, el taie și spunzul acolo. Să vedem ce aia cu done să renunțe jucătorii, că, mamă, e situația nasoală, că să ajute jucă, știți că am mai vorbit. Păi, de ce să renunțe, mă, că e munca lor? Că n-a fost munca bună, că s-a retrogradat, că da, și aici se poate discuta, că e de valoarea lor și de... da până la urmă, oamenii au avut contracte, Trebuiau plătiți, n-au fost uh, și așa mai departe. Ce s-a întâmplat, ei știu acolo mai bine. Așteptăm și meciul echipei naționale. Uh, am văzut că s-au vândut multe bilete, vreo 10-11.000 de bilete. Am citit în ziar că au fost vândute pe Giulești, deci lumea o să fie atmosferă frumoasă o să fie. Acum să vedem, poate dăm și un gol. Dacă dăm și un gol, bă, o să fie senzații. O să fie bine, că ne bucurăm și noi. Măcar bine să-l dăm, nu știu, să, dacă ar fi 0-0, ar fi senzațional. Să dăm și noi un gol, să ne bucurăm puțin. Că... Sau să-l dăm târziu, rău, și să rămână așa. Da, vom vedea vom vedea ce se mai întâmplă. Vedem și cu jucătorii accidentați, echipa care o să o facă selecționerul, nu că noi suntem obosiți așa, născuți obosiți și nu prea putem să jucăm nici două meciuri prea repede unul după altul, nici. Hai că la noi trebuie să avem scuza asta tot timpul dacă acum e și final de sezon și erau toți obosiți. Că marea majoritate au jucat la echipele de club de, au rupt. Au, au spart în două ce au jucat. Și sunt obosiți rău. Și trebuie să-i mai schimbăm, să-i mai punem în altă formulă, în sistemul, să vedem dacă găsește sistemul, selecționerul, dacă îl ghicește. Sunt o grămadă de semne de întrebare. Acum Mare așteptări n-avem, pentru că n-avem după ce, sau de la cine, sau de ce să le avem. Dar bă, măcar bucuria aia de suporter așa să nu ne bată rău. Să nu ne bată rău sau să dăm și noi un gol. Și să fie scorul strâns când îl dăm, adică să fie acolo, așa cum am zis mai devreme. Restul, vedem că nu contăm nici pe la echipele alea de sub 19, sub 21, sub 23, sub suntem, nu prea. Nu prea suntem, de fapt. Dar ne avem pretenții, ne chinuim, ne dorim, vrem, dar nu reușim. Nu reușim și atunci e nasoală treaba că nu prea reușim. Vedem și la Botoșan că pleacă Marius Croitoru după o colaborare frumoasă, zic eu, și lucruri importante reușite acolo dacă ținem cont că a schimbat tot timpul jucători, condițiile de pregătire nu sunt dintre cele mai bune, bani nu sunt ca în alte părți, adică chiar a făcut lucruri frumoase, lucruri împreună cu patronul de acolo, a făcut lucruri bă, adevărate a făcut lucruri adevărate, bravo lui. Am citit tot așa în ziar că ar veni Laszlo Balin, fostul antrenor al Utei din Arad. Pare, pare, unul dintre antrenorii foarte buni din România, serios, a avut continuitate pe unde a fost și la fel ca în cazul lui Cro Croitor a făcut lucruri bune la Arad. Și pe la Metaloglobus și pe unde a fost pe la unde mai fusese, pe la Znagov. a făcut lucruri frumoase, lucruri importante și bă, având stabilitate, susținerea patronului, lot bunicel, bine cât o rămâne, cât o rămâne din noi că Botoșanu ne-a obișnuit să vândă 3, 4, 5 jucători mai tot timpul, bă, cred că poate face. Cred că poate face și e de urmărit ce o să se întâmple la la Botoșan, pentru că bă, e o echipă importantă în, în ultimii ani în fotbalul românesc. O echipă care, datorită Croitoru în primul rând, a jucat un fotbal frumos. A jucat un fotbal frumos, a și vândut, s-a autofinanțat, cu toate că spune patronul de acolo că și aici cu autofinanțarea nu are cum să fie. Plus, spune că. De când a intrat în fotbal a pierdut vreo 8 milioane de euro. Care sunt bani? Și sunt bani mulți, nu numai în România, sunt bani mulți oriunde în, în lumea asta. Și atunci, bă, te mai gândești și pe parte cea, bă, ok, da, bagă, bagă și n-a prins nici primele șase, cupele europene nici gând. Care e satisfacția? Că adică nu mai are tineri de aia să zici că băi mai ia un FCSB, mai dă pe nu știu unde, mai ia 600, 800, 300, mai ia niște sute de mii și atunci omul e pe, pe minus și e clar că dacă patronul de acolo, finanțatorul și patronul domnul Eftime se retrage fotbalul în Botoșani este mort adică va fi cum s-a întâmplat la mediași cum s-a întâmplat la Clinceni, va fi o perioadă așa de 2 3 4 luni în funcție de momentul care se retrage de tranziție spre moarte clinică și faliment. Asta e clar că nu cred eu că se va dacă nu s-a găsit acum cineva să se asocieze cu domnul Eftime când echipa era în primele 6 8 acolo, nu avea probleme cu retrogradarea. Toată lumea a văzut că mai scoate cât un jucător mai vinde, câte unul mai găsește, câte unul resuscitează, îl vinde. E, e nasoală treaba. E nasoală treaba și atunci, bă, va fi o echipă minus. Vedem, chiar am fost și asta cu echipele și aș chiar am fost zilele trecute la un meci de, de baraj pentru promovarea la Divizia B. Progresul Spartac cu Tunari. Arsenal Tunari. Îmbucurător ce, ce s-a realizat acolo la capătul Bucureștiului cu echipa asta luată de un om, un particular și cu un centru de copii și juniori. Trei terenuri sintetice, două în balon, din ce am văzut acolo, parcă și terenul mare. Cu, din zona de acolo foarte mulți copii, Bă, să duci o echipă, să o promovezi, bă, nu ești că mari sponsor, nu există mari bani la divizia C, nu cred că erau, chiar aici n-am idee, dar, bă, e îmbucurător pentru că o echipă care se bazează pe tineri, în primul rând, reușește să promoveze la divizia B, destul de lejer, chiar Hai chiar la dubla asta de baraj, cred că a fost cea mai dezechilibrată dintre toate meciurile de baraj. Ați văzut echipe de tradiție, cu bani, cotate bine. Mă refer la Reșița aici, la Corvinul Cunedoara care nu reușesc. Reușește Galațiu, care iar e o întoarcere în divizia B de salutat. Acum să poată să o țină. Că ok, de promovat, cred că nu e foarte greu, că am văzut nivelul. Și nu pare cine știe ce. Important e să poți o ții. Să poți o ții la divizia B, că... Bă, nu e același lucru. Sunt deplasări mai lungi, jucători care cer mai mulți bani decât cei de la divizia C, nu te poți axa, cred, nu numai pe jucători locali, ai zic local bucureșteni sau de jur împrejurul Bucureștiului ca să nu le fi nevoie să le asigur cazare și atunci te leagă, ești foarte, foarte, foarte strâns legată tema financiară. Că dacă nu e cașcaval, Degeaba vrei tu să-l iei pe ăla, să-l aduci de la Hunedoara, de la Arad, de la Reșița, de la de unde l aduci, că trebuie să plătești o chirie lunar. Trebuie să-i dai și lor la niște bani mult mai buni decât erau la divizia C. Sunt alte cheltuieli. Și da, zic că nici nu cred că poate fi până la capăt de succes proiectul ăsta numai cu Jucători tineri din de acolo, din zonă, din propria academie care termină junioratul Pentru că Divizia B e altceva și vedem că fiecare echipă are 2, 3, 4 de foși divizionare De jucători cu foarte mare experiență, cu sute de meciuri doar la Divizia B Și atunci mă gândesc că e e greu, greu, foarte greu, dar e de urmărit, e de urmărit ca alături de Metaloglobus, Progresul Spartache, sunt singurele două echipe din București sau din București, practic, care participă la Divizia B și atunci poate din zona asta fiind destul jucători care termină junioratul, poate poate să mai aleagă câte ceva. Și să nu fie nevoie să plătească chirie și așa mai departe și nu știu ce salarii. În schimb, așa organizați, păreau ca o echipă serioasă. Tricouri scoase la vânzare, un magazin mititel acolo, o gheretă cu uh, tricouri, eșarfe, adică lucruri care nu le găsești la multe echipe de prima divizie, nu mai zic de divizia B. Și pare civilizați, așa organizați chiar m-am dus cu vreo oră înainte că am vrut să mă și la încălzire și, și lucrurile par frumoase acum. Acum, dacă ori părea frumoase doar din afară, eu cred că sunt frumoase și la nivel intern acolo pentru că echipa promovează. Atmosferă bună, câștigă mai săptămână de săptămână, Ai că nu poate, la o astfel de echipă atmosfera nu poate să fie nasoală. Din moment ce câștigi meci de meci, primul meci al barajului, îl câștigi cu 4-0 în deplasare la Tunari, că era cam jucat meciul din prima din prima manșă. Returul era așa o formalitate, că nu cred eu că mai ales că am și văzut meciul, că Tunariu putea să aibă 4-0 la un moment dat. Să ducă meciul în prelungire. Era aproape imposibil. Dar rămâne de, rămâne de văzut. Cam atât ca să fie mai pe scurteal așa azi. Rămâneți oameni și nu uitați. Fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă vom ajunge undeva. Toate cele bune!